Ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor, la care urma să fie aprobate rezultatele concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, a fost amânată pentru miercuri, 28 februarie. Decizia a fost luată după ce actualul procuror general interimar Ion Munteanu, dar și Igor Demciucin, ambii pretendenți la șefia Procuraturii Generale, au depus câteva cereri, examinarea cărora a fost amânată de membrii CSP pentru 28 februarie. Cei doi pretendenți la șefia Procuraturii Generale au depus trei cereri. Actualul șef interimar al instituției, Ion Munteanu, a solicitat eliberarea copiilor fișelor de evaluare a candidaților, sau cel puțin a sa, completată de membrii CSP în urma evaluării și publicarea lor pe site-ul Consiliului. Și Demciucin a cerut publicarea fișelor de evaluare a tuturor candidaților, dar și transmiterea către Comisia de Evaluare a Procurorilor informațiile cu privire la candidatura sa în vederea evaluării externe a integrității etice și financiare, de rând cu informațiile cu privire la candidatul Octavian Iachimovski. După o pauză, ședința CSP a fost amânată pentru data de 28 februarie, întrucât Igor Demciucin se află într-o vizită de studiu în străinătate, iar plenul CSP ar urma să ia legătura cu acesta în format online. Cererile sunt vizează în principiu același subiect, accesul la fișele de evaluare. Respectiv, este rezonabilă examinarea concomitentă a atât a cererii domnului Munteanu cât și a domnului Demciucin. De asta propunerea este de a amâna acest subiect pentru 28 februarie. Obada a mai declarat că cererile lui Munteanu și Demciucin au impact direct asupra rezultatelor concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Prin urmare, aprobarea rezultatelor concursului public a fost amânată pentru 28 februarie. Amintim că la 22 februarie a avut loc proba interviului pentru cei patru candidați rămași în concursul pentru funcția de procuror general. În urma acesteia, doar unul dintre cei patru a fost înaintat Comisiei de Vetting pentru evaluarea integrității etice și financiare. Este vorba despre Octavian Iachimovski, care a obținut cel mai mare număr de puncte, 8,53. Actualul procuror general interimar Ion Munteanu a luat 8,16 puncte, procurorul Igor Demciucin a luat 8,19 puncte, iar juristul Andrei Coca 4,72. Prin urmare, Iachimovski urmează să fie evaluat de Comisia Vetting, iar dacă va promova testul integrității financiare și etice, va fi numit în funcție. Decizia finală aparținându-i președintelui Maia Sandu. Octavian Iachimovski este adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție. A fost și șef al Procuraturii Anticorupție, funcție din care a fost suspendat în decembrie 2019, pentru ca să se poată concentra pe dosarul cu privire la frauda bancară. Funcția de procuror general a devenit vacantă după ce președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglo a fost eliberat din funcție. Stoianoglo figurează în câteva dosare penale. El se declară nevinovat.